venit la meditația de seară. Fiți darnici! În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Dăruirea, care este fructul tăgăduirii de sine, este un ajutor minunat pentru cel care dăruiește. Aceasta ne oferă o educație care ne face capabili să înțelegem pe deplin lucrarea lui Isus, care a umblat făcând binele, ușurând suferințe și procurând cele necesare pentru nevoiași. Mântuitorul nu a trăit pentru a se mulțumi pe sine. În viața sa nu era nicio urmă de egoism. Chiar și într-o lume pe care el însuși a creat-o, n-a pretins niciun loc ca fiind al său. Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, a spus el, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul.